23 noiembrie. În a 23-a zi a lunii noiembrie îl pomenim pe cuviosul Antonie de la Iezeru. Acesta a trăit în timpul domniei lui Matei Basarab și a lui Constantin Brâncoveanu. Primește în copilărie o solidă educație creștină și la maturitate devine preot. Se retrage la schitul Iezeru din Vâlcea, unde sporește în virtuțile călugărești. În anul 1700, cu ajutorul episcopului locului Ilarion, reconstruiește schitul, după care se retrage într-o peșteră din apropierea schitului, petrecând în post și rugăciune până la sfârșitul vieții.